Consiliul Județean, păi este unitatea administrativ, teritorială, județeană. Asta e, și nu e Consiliul Județean, e Județul Buzău. Așa e, Județul Da, Buzău. instituția consiliului. Consiliul Județean ar fi Parlamentul Județului. Așa ar fi. Păi, din câte îmi dau eu seama, coordonează activitatea județului. Asta Sub toate aspectele, economic, social. Da, așa cred. dacă e să comparăm, eu știu, cu o unitate teritorială, o unitate administrativă centrală, cam cu cine s-ar asemăna? Cam cu cine s-ar asemăna Consiliul Județean? Păi, La nivel de județ. e un mic parlament al județului. Consiliul Județean se ocupă cu problemele județului. Da. Dacă e să-l comparăm, eu știu, cu o instituție de la nivel central, sau cu ce s-ar asemăna? De la nivel central? Da. Păi, atribuții. După atribuții, așa, ar fi cazul să asemănăm cu o instituție mult mai puternică din țară, care are sediile pe toată țara. Exemplu, ca să vă dau, așa cum ar fi Direcția Apelor Buzău, care are sediu în București, adică sediu aici, dar sunt 11 filiale pe țară. Cam așa ar fi Consiliul Județean, care sunt în 39 de județe. Deci, răspunde Bucureștiul, care îi coordonează și ei coordonează județul. Păi cu toată administrația. Atâta știu. În rest, ce? Dacă e să o comparăm, eu știu, cu o instituție de la nivel central, cam cu cine s-ar asemăna? Nu știu. Nu știu. În primul rând, să aibă grijă de asta, de locatare, de locuitorii orașului, să le creeze condiții cât mai bune, mai ales în piețe, unde trebuie să fie multă igienă și... Hai mai mult de Consiliul Local, nu ne referim la Consiliul Județean. Consiliul Județean ce faci? Consiliul Județean? Păi, Consiliul Județean ar trebui să administreze fondurile pentru tot județul, numai pentru oraș. Sunt comune foarte frumoase și sunt comune mai puțin înstărite. În general, cu problemele cetățenilor. Din județ, domnule. Din județ, normal. A cui reprezentant în teritoriul Consiliului Județean? Cam cu ce entitate putem să asemănăm acest... Cred că este puțin superior primăriei. Consiliul să aibă grijă de oraș, să îngrijească parcurile, să îngrijească... Cred că are mai mult Consiliul Local. Nu a, județean. Păi eu știu să meargă prin sate, prin comune, pe acolo să vadă ce probleme au oamenii, ce dorințe au, nu? Probleme avem destul. Ar trebui să ocupăm primul rând cu curățenia orașului. Nu, a Consiliului Județean. Consiliul Județean, aici nu știu. Realizează drumurile și astea și șoselele și da, dacă nu sunt bani, puține șanse. Cu multe ar trebui să ocupe. Da. Care sunt atribuțiile instituției respective? Să administreze orașul. Să aibă grijă. Consiliul Județean, nu local. A, Consiliul Județean e de tot județul trebuie să aibă grijă de ca toate unitățile administrative mai mici, adică comunele, să aibă fonduri ca să-și rezolve toate problemele, că sunt multe comune în județul Buzău care prin fonduri proprii nu poate să-și plătească nici măcar salariații.